către galateni redactată de apostolul Pavel explorează teme teologice profunde și esențiale pentru înțelegerea creștinismului. Ideea centrală a epistolei o reprezintă apărarea și promovarea doctrinei fundamentale a justificării prin credința în Isus Hristos, în contrast cu o abordare legalistă bazată pe faptele legii mozaice. Apostolul Pavel subliniază că mântuirea vine prin har și credință, nu prin îndeplinirea cerințelor legale. Epistola către Galateni oferă deci o învățătură teologică bogată și relevantă, aș putea spune, sublinind totodată importanța credinței, libertății în Hristos și a lucrării Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Din postura sa de apostol, Pavel începe epistola către comunitățile Galatiei printr-o rugăciune, aș putea să zice, elaborată, în cadrul căreia evidențiază două aspecte esențiale ale Evangheliei, culminând cu expresii de laudă către Dumnezeu. Remarcăm aici distincția adoptată de Pavel în comparație cu alte pistole. În Galateni, unde adoptă o strategie directă de comunicare, aducând rapid în discuție subiectul central al corespondenței sale și evidențind îngrijorarea sa față de membrii comunității, comunității uh, Galatiei, care s-au abătut de la Evanghelia uh, fundamentală, de la esența Evangheliei, orientându-se către o altă formă de Evanghelie. În mod caracteristic, autorul exprimă surprinderea sa în fața acestei devieri, sublinind că acești indivizi au renunțat la cel care i-a chemat și au adoptat o variantă alternativă a Evangheliei. Mai departe, Apostolul Pavel identifică clar pe cei vinovați și pronunță uh, o anatema asupra celor care uh, răspândesc o altă Evanghelie. Dar toate aceste aspecte emanând chiar din devotamentul său ca slujitor, căutând să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Ideea teologică centrală a secțiunii se axează pe apărarea integrității Evangheliei. Și nu doar a integrității Evangheliei, ci și a credinței autentice împotriva influențelor deviante. A dezvoltarea acestei idei include atitudinea lui Pavel față de cei care distorsionează mesajul creștin, precum și importanța pervenței sale în protejarea corectitudinii doctrinare în comunitatea Galatiei. Este evident că Apostolul Pavel abordează acest subiect dintr-o poziție de responsabilitate. Responsabilitate și angajament față de slujirea sa și căutarea aprobării din partea lui Dumnezeu. În acest moment, Apostolul Pavel dezvoltă o apologie cu, aș putea spune, valențe personale. A, pentru a susține caracterul divin al mesajului Evangheliei pe care el îl propovăduiește Și totodată susținând cu fermitate că sursa acestei uh, Evanghelii sau acestui mesaj provine direct de la Dumnezeu Fără a avea vreo influență umană Această afirmație își găsește fundamentul în retrospectiva istoriei personale a lui Pavel care ilustrează o transformare semnificativă. De la intențiile destructive din trecutul său, înaintea mântuirii, până la momentul când Dumnezeu, prin har, l-a desemnat și chemat din stadiul embrionar. De asemenea, apostolul își confirmă autenticitatea și, în același timp, legitimitatea mesajului său prin referirea la episodul în care a primit aprobarea și sprijinul liderilor Bisericii din Ierusalim. Notabil este faptul că această validare nu a stârnit conflicte sau dezbinări, ci, din potrivă, a consolidat unitatea în cadrul comunității creștine. Mai mult decât atât, liderii din Ierusalim îmbrățișează mesajul lui Pavel, dar integrându-l astfel în mod armonios în părtășia Bisericii din Ierusalim. Deci, ideea principală evidențiată, este validarea mesajului Apostolului Pavel și recunoașterea acestuia de către liderii bisericii din Ierusalim. Asta vedem în prima parte a epistolei către Galate. Pe urmă, dezvoltarea acestei idei ar putea include analiza importanței unității în comunitatea creștină și felul în care acceptarea mesajului lui Pavel a consolidat, de fapt, relațiile dintre diversele comunități creștine. Acest aspect ar putea evidenția de asemenea și colaborarea și armonia dintre liderii bisericești. Da. Și astfel să se sublinieze modul în care aceștia au înțeles și au adoptat mesajul Apostolului Pavel, contribuind totodată la coeziunea și integrarea doctrinară. Finalmente, Apostolul Pavel argumentează pentru natura superioară a autorității sale, chiar în comparație cu cea. A lui Petru, consolidând astfel poziția sa în calitate de vestitor al Evangheliei autentice. Și totodată recunoscut de liderii cheie din prima comunitate creștină. Într-o nouă incursiune retorică, observăm că Apostolul Pavel se îndreaptă spre o narare istorică, da, care are ca scop să sublinieze ipocrizia publică, cel privește chiar pe Apostolul Petru. În aprofundarea argumentației, Apostolul Pavel se ancorează în substratul teologic al Evangheliei și sublinează că aceasta nu numai că oferă justificarea omului, ci și sfințirea prin intermediul Harului, totul datorită credinței în Isus Hristos. Eminent în perspectiva sa, Apostolul Pavel expune ideea că atât evrei cât și popoarele păgâne obțin justificarea prin credință. Iar procesul de sfințire se desfășoară în același mod, contrar opoziției evreilor față de lege. Cum, într-o concluzie, aș putea spune pregnant, Apostolul susține ferm că harul divin, esențial în aducerea neprihănirii omului, nu trebuie subestimat sau înlocuit de către lege, deoarece, potrivit argumentului său, neprihănirea nu derivă din Urmarea riguroasă a legii și din sacrificiul suprem al lui Hristos. Astfel, Apostolul Pavel evidențiază importanța credinței și nu doar a credinței, ci și a harului în cadrul teologiei sale. El respinge insistent substituirea acestora cu obediența legalistă. Prin urmare, în epistola către Galateni observăm cum Apostolul Pavel între prinde, da un pas crucial, prezentând o apărare teologică convingătoare a esenței mesajului Evangheliei. Argumentul central al său constă în ideea că Dumnezeu acționează în mod preeminent, prin credință, contrastând-o explicit cu limitările impuse de faptele legii. Apostolul Pavel susține cu fermitate că mântuirea individului derivă din har nu din conformitatea strictă cu preceptele legii. În plus, el afirmă că cei credincioși sunt mai degrabă moștenitori în această relație. dar Dumnezeu, om, răscumpărat. Astfel, Apostolul Pavel a pot spune că el conturează o perspectivă teologică profundă, sublinind primordialitatea nu a legii, ci a credinței în fața legalismului și evidențind statutul nostru privilegiat, ca moștenitori ai harului divin, în legătura noastră cu Dumnezeu. Raționamentul propus de Apostol Pavel se concretizează într-un uh, atac argumentativ asupra renunțării galatenilor la principiul fundamental al credinței, pentru că ei s-au întors la subjugarea legii. Apostolul Pavel îndeamnă galatenii să-și reconsidere opțiunea de, de a adopta practicile legii. Iar pentru asta el argumentează că aceasta, această opțiune nu reprezintă calea corectă spre mântuire. Apostolul Pavel evidențiază că circumcizia, un simbol al legii, nu este esențială pentru, pentru aceștia. Deoarece Dumnezeu nu a cerut niciodată îndeplinirea unor fapte specifice ale legii, în schimbul mântuirii. De aceea, Apostolul Pavel sublinează că primirea Duhului Sfânt nu a fost niciodată condiționată de împlinirea unor acte legale, ce a avut loc prin credința lor în mesajul Evangheliei. De aceea, în susținerea argumentului său, Apostolul Pavel aduce exemple, aduce de fapt exemplul miracolelor făcute de Dumnezeu în mijlocul lor, subliniind că acestea s-au produs datorită credinței, nu datorită rigorilor impuse de lege. Avertismentul Apostolului este clar. Dacă Galatenii aleg să revină la practicile legale, ei riscă să anuleze progresul inițiat în relația lor cu Dumnezeu prin credință și să cadă în capcana unei abordări autosuficiente, neconforme cu principiile Evangheliei dea teologică principală subliniată de apostolul Pavel este că mântuirea și relația cu Dumnezeu sunt stabilite prin credință, nu prin îndeplinirea ritualurilor legii. Iar argumentația iar argumentația lui servește ca un avertisment împotriva abandonării fundamentului credinței în favoarea formalismului legal, legalist. Apostolul Pavel în această epistolă evidențiază uh, prin acest exemplu cu Avram, modul în care galatenii au fost considerați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin credință. Apostolul sublinează continuu faptul că această dinamică a credinței este înrădăcinată în planul divin. A folosit pe Avram ca model paradigma paradigmatic. Avram, în conformitate cu învățăturile scripturilor, a fost socotit neprihănit datorită credinței sale. Ceea ce este esențial de subliniat este că această justificare prin credința lui Avram a fost anticipată de scripturi, care au, fost, care au profețit faptul că popoarele au vor fi justificate prin credință în fața lui Dumnezeu. Divina promisiune făcută lui Avram, conform căreia Dumnezeu va binecuvânta popoarele în același mod în care l-a binecuvântat pe Avram, servește ca fundament pentru evoluția evenimentelor. Prin parcurgerea mesajului evanghelic, apostolul Pavel susține că Dumnezeu, în mod consecvent, justifică popoarele prin credință. De asemenea, el argumentează că binecuvântările promise popoarelor în contextul lui Avram, au o corespondență directă cu mesajul Evangheliei. De asemenea, Apostolul Pavel argumentează că binecuvântările promise popoarelor în contextul lui Avram au o corespondență directă cu mesajul Evangheliei. Deci, ideea teologică esențială subliniată de Apostolul Pavel este că nucleul central al relației umane cu Dumnezeu este credința o credință ancorată în promisiunile divine și exemplificată în epistola către Galateni în viața lui Avram. Prin urmare, dezvoltarea acestei idei indică faptul că în ochii lui Dumnezeu justificarea și binecuvântările provin nu din conformarea rigidă față de lege, ci din credința autentică în promisiunile divine. Au o perspectivă teologică în dezacord cu tendințele legaliste pe care Apostolul Pavel le critică în contextul comunității din Galatia.